Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din cariera noastră cu Vaslui în Liga 4 a România. Pentru cei care văd modul, aveți linkul în descriere, dar haide să facem peste 1000 de like-uri la acest episod. Ușor, ușor ne apropiem de Liga 3, ne apropiem de obiectivul nostru. Apasă butonul de like dacă n-ai făcut-o, nu uitați, pentru cei care vreți notificări neapărat, dezabonați-vă și abonați-vă ca să le primiți. Și așa m-a ajutat și pe mine. Haide să vedem ce facem în cariera asta. Pentru cei care n-au văzut clipurile trecute, suntem pe primul loc, avem 2 puncte în fața celor de la Văleni, Gârceniul pe 3, Bârladu pe 6, Muntenii de jos pe 5, Comtar Vaslui pe 4. Avem cu Vulturești, o să simulăm meciul ăsta, mai avem de jucat, 22 de meciuri. Mai calendar bun, deci jucăm aici în deplasare, o să simulăm meciul ăsta, după aia vine iar un derby al orașului cu Comstar, ne întoarcem. Problema mare e la transferuri că avem doar 29.000, buget săptămânal 1.100, deci nu prea avem ce jucător să luăm, doar așa am putea să luăm un Răducan, 17 ani, ca să-i dăm la Roman. Nici Roman ar fi rău, un jucător cu experiență, nu știu dacă avem bani. Nu știu dacă avem bani, în schimb pe puștul ăsta poate am putea să-l o. Ia să vedem, abordare de împrumut nu se poate. Aici doar de semnare, Roman, poate și să-i dăm puțin, valoare de piață 100.000. Cred că un 500 pe săptămână am putea, hai să încercăm. Hai să vedem, totuși nu știm sigur dacă vom reuși să-l aducem la echipă. Încercăm. Salariu. Ar rămâne cu 800. Ia hai să vedem. Nu putem fi de acord. Vreau 850 și prima desemnare 2400. Editați salariu. Aici nu. 800. 860. Hai să vedem. Bun! Transfer Mihai Roman. Vine la Vaslui. În vârstă de 38 de ani, Roman semnează pe un an cu noi. Ho, ho, ho. E, și acum țineți-vă bine. Țineți-vă bine, băieți. Roman vine și el, Hoban și Roman. Iată duelul bătrânilor aici. Vin la noi în echipă, ceea ce e bine. E bine, jucăm în deplasare. Ofertă pentru Bârsan. Haide să vedem. Bârsan, 27 de ani. Valoare de piață 10.000. Cine îl vrea? Iașul? Oho. Hai să negociem. Bârsan, sincer, nu prea are loc la noi în echipă. Hai să vedem. Fără clauză. 12.000 de euro, dacă vor. Hai. Mă tem că 10.000. 11.000. Nu. Bârsan, nu. Nu se poate. 11.000, n-au vrut. Nu putem negocia așa. Nu vrei? La revedere. Jucăm la Vulturești, simulăm și haide să vedem ce facem. 2-1, Bușilă și Munteanu. Iată, Munteanu revine. Bun, victorie. Ceea ce e bine. O să simulăm ca să avansăm. Să avansăm. Dar meciurile tari, desigur, știți că le jucăm. Bun, meci cu Comstar Vaslui. Bun, începe returul. Din nou ofertă pentru Bârsan. 9600, Cixereda. Iată, Cixereda. Sumă de transfer. 13.600. 9.900. Tensiune acolo, dar n-am ce să fac. 12.900. 10.500. Tensiune. 11.200. Nici. Trebuie să-mi dai și mie puțin mai mult decât valorează, nu? Bun, din nou meci cu echipa din oraș. Hai să vedem clasamentul. Suntem pe primul loc, Comstar pe 2. Ce duel interesant. I-am bătut de n-am mai știut de ei. Hai să vedem dacă îi batem și acum. Mergem și jucăm cu cei de la Comstar Vaslui. Prima Sport 4 vă transmite în direct partida dintre Comstar Vaslui și FCM Vaslui. Ce meci interesant, derbiul orașului aici în Liga 4, CSM, scuze, nu FCM. Va fi un meci superb, rămâne de văzut dacă Comstar își va lua revanșa. Să nu uităm, au primit o înfrângere usturătoare. Roman, intră în care Roman! Haideți să vedem aici, Comstarul încearcă, Olaru, capitanul nu reușește acolo, Comstar aproape de gol. Oh, e penalti oare? Da! Lovitură de la 11 metri pentru Comstar, nu? Offside! Așteaptă sprijinul lui Roman, Mihai Roman. Fenta de șut al lui Mihai Roman! Ho,
Turcu! Iată-l pe capitanul Olaru, șut de la distanța lui Olaru! Martinez pentru Roman, avansează Roman, Roman se luptă, se dă hands! Iată Balde, transferat de la Barcelona la West Ham pe 25 de milioane de euro, bugetul nostru pe 10 ani. LOL! Până la Roman, avansează Roman, mai poate la 38 de ani, tot mai poate Roman, Roman, frumos peste Martinez cu capul, Munteanu! Pentru Roman, Roman poate marca, Roman, Roman nu te iartă din acea poziție, dar să l-am adus la Vaslui, crucial în momentele importante, Vasluiul deschide scorul cu Constar, 1-0, Roman, gol! Bună pasa lui Munteanu, Roman liber, iar experiența așa spune cuvântul. Haideți să vedem replica gazdelor, minutul 41. Jitaru, Ilie, centrarea nu era deloc și se dă penalti. Ei, nu știu ce să zic, haideți să revedem faza. Hei! Furt pe față! Furt pe față! Furtul de la Comstar! Incredibil așa ceva. Codreanu față în față cu Stanciu. Codreanu apără, Codreanu, senzațional. Iată Codreanu apără această lovitură de la 11 metri. Scapă Vasluiul, Comstar ratează. Ce șansă au avut de a restabili egalitatea pe tabela de marcaj cu 2 minute înainte de fluierul final al primei reprize. No, 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 no! Al doilea penalti, incredibil, ce eroare defensiva noastră! Stanciu obține din nou penalti. Ce galben! E galben pentru Vasile Panayi, minutul 49, lovitură de la 11 metri pentru Comstar Vaslui. Am încredere în Codreanu, hai să vedem, tot Stanciu execută. Din nou! Codreanu senzațional! Senzațional, Codreanu, ce intervenție, ce plojon, ce paradă, ce nebunie! Al doilea penalti ratat în 3 minute de Stanciu, Codreanu, salvator, senzațional! Purice degajează, nu face tocmai rău și se termină prima repriză 1-0 pentru noi. După ce Comstar Vaslui ratează 2 lovituri de la 11 metri, incredibil așa ceva. Revenim cu repriza secundă aici de la Vaslui. Ce final de repriză am avut! Ce final, ce tensiune! Nu e offside? Nu e offside? Ai, 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 al treilea penalti, Dumnezeule! Ce ne faci, arbitre? Nu se poate așa ceva! 3 penaltiuri pentru Comstar! E penalti? E umăr, domn arbitru! E umăr! Nu se poate așa ceva! O, Stanciu, cum ar fi să rateze din nou Valentin Stanciu? Codreanu! Incredibil, dar adevărat, noul Duc Adam! Codreanu! Dumnezeule, ce face Codreanu? Martinez, în care o întoarce Bușilă, penalti pentru noi de această dată. Iată că se întoarce roata, 4 penaltiuri în 57 de minute. Din nou hands. Ăsta hands clar, intră joc în locul lui Gitaru. Roman poate reuși dubla. Haideți să-l vedem pe Roman. Roman! Gol! One day later. Execuție bună, intră și Crăciun în locul lui Roman și a făcut treaba, dubla lui Roman, superb. Comstar însă nu renunță, Olaru, din nou penalti, na. Al patrulea penalti pentru Comstar Vaslui. Cum ar fi Codreanu să apere din nou? Stanciu, apără Stanciu, Dumnezeule mare, ce se întâmplă așa ceva? Al patrulea penalti apărat de acesta, egalează recordul lui Duc Adam, Dumnezeule mare,
4 penaltiuri consecutive apărate de Codreanu într-o singură partidă. Stanciu incredibil intră în cartea istoriei cu 4 penaltiuri ratate într-un meci. Pagini de istorie se scriu aici la Consarvas lui, Dumnezeule. Până la Crăciun, Crăciun vine cu șutul, fără probleme pentru Turcu. Siguranță nu va dormi la noapte, atât ce bază aici pentru Munteanu, Munteanu preluare lui Munteanu. Munteanu! Trebuia să șuteze, trebuia să șuteze Munteanu. Tecau! Cred că-i faul de roșu, cred că-i faul de roșu aici. Intervenție dură, intervenție dură, haideți să vedem. Nu, e doar galben. Haideți să mai facem câteva modificări. Iese Munteanu. Îl pune pe Crăciun în față acolo. Andrușcă. Va ieși și Hoban. Agache 3-4. Hai și Petruță. No, nu mai avem, nu mai avem, nu mai avem schimbări. Eu aș fi vrut să schimb toată echipa. Dumnezeule, ce partid am avut aici la Vaslui. Curios ce vor spune la declarații. Frumos aici Martinez. Martinez. Martinez, tânăra noastră speranță, Martinez! 0 pentru Vasluieni, primește Martinez, 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 ai, 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 ai! Și arbitru este cu fluieră în gură, se termină partida, 4 penaltiuri ratate de Stanciu, a intrat în cartea Arușinii, 4 penaltiuri apărate de Codreanu. Stanciu nu cred că va dormi la noapte absolut deloc. O săptămână nu va dormi Stanciu, iată eroul nostru, egalează recordul lui Ducadam. Recordul lui Ducadam egalat de portarul echipei dumneavoastră, 4 penaltiuri aparate din 4. Ce părere aveți despre asta? Nu știu ce pot să zic, sunt foarte fericit pentru el, nu mă așteptam la așa ceva. 4 din 4, recordul lui Ducadam egalat, dar totuși, să nu uităm, eu cred că 2 penaltiuri au fost inventate de arbitru, acolo asta e părerea mea acum. Nu știu, dar în fine, nu vreau să comentez această decizie a arbitrilor. Sunt foarte fericit pentru el, o performanță uriașă și e incredibil. Nu știu, n-am cum minte, n-am cum să explic asta. Felicitări pentru transferul lui Mihai Roman. Cum reușiți să convingeți asemenea jucători să semneze cu echipa dumneavoastră? Da, mulțumesc. Aici, nu știu, este aportul domnului Porumboiu, patronul nostru. El reușește să-i convingă să vină la noi, probabil prezintă proiectul. Și băieții sunt încântați să vină alături de noi să joace pentru Vaslui. Eu sunt foarte fericit din partea mea să tot vină astfel de jucători. Sunt jucători de care aveam nevoie și se vede asta și pe teren, după cum ați văzut. 5 puncte avans pentru noi. Constaru rămâne acolo pe 2, Gârceni pe 3, Atletic cu Bârla pe 4. Dar ce au făcut? Stați așa puțin, cred că Gârceniul s-a încurcat cu Bârladu, da? Gârceni s-a încurcat cu Bârla și cred că și Vălen s-a încurcat. Da, a luat bătaie de Vulturești, incredibil, incredibil. Pentru noi e bine, pentru noi e bine, rămânem acolo, urmează o nouă partidă. Haideți să vedem cu cine jucăm. Muntenii de jos, simulăm. Haideți să simulăm pe la meciul cu Bârla, n-avem ce transferul să mai facem, n-avem jucători, egal, nu e bine. Bine pentru noi, victorie cu 3-1 și avem meci în deplasare cu Bârla, după aia cu Sporting Banca, CSM Focșani. Am acceptat. Bye bye. Bun, hai să vedem Bârladu. 23 de puncte, noi 29. Gârceni 27. Iată Gârceni, se țin bine cei de la Gârceni. Dar mergem la Bârlad, mergem să câștigăm. Noi asta trebuie să facem, să câștigăm. Foarte puține momente va începe partida de la Bârlad, tot aici pe Prima Sport 4. Plouă. Dar asta nu îi va opri pe băieți să joace fotbal. Suntem pe Municipal Bârlad, locul 3 cu prima poziție în Liga 4 aici a Vasluiului. Urmează un meci interesant, Vasluia are posesia și atacă de la stânga la dreapta. Voi dacă vă doriți astfel de salinte, apăsați butonul like. Să nu uităm recordul lui Codreanu, unul senzațional. 4 penaltiuri apărate într-o partidă. Intră în careu Mihai Roman, Mihai Roman, Mihai Roman întoarce. Purice în brațele lui David Bușilă. Portarul e ieșit, portarul e ieșit! Nope. Ele, iată aici Dumitrașcu, 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 întoarce Panait. Din nou aproape de 11 metri, trebuie să blocăm Codreanu. Pleacă pe contraatac, pasă pentru Martinez, să vedem pe Martinez, 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 apără! Apără și David! La Gitaru primește Ovidiu Hoban, 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 e faul! Martinez! Martinez în blocaj. Ovidiu Hoban. Ovidiu Hoban.
Mai departe, nu e offside Petrariu. Ei, unde vezi offside? Unde vezi offside la Petrariu? Finale, prima repriză 0-0 între Bârlad și CSM Vaslui. Vaslui spunea că a venit aici să câștige, într-adevăr. A arătat asta, a stat foarte prost în schimb la finalizare. Să vedem dacă în repriza secundă poate face ceva. E faul de galben, Jitarul va vedea. Se încurcă Vasluienii, se încurcă Vasluienii! Vine roșu, are să vedem! E gol, nu, ratare imensă, ratare imensă! Iar Jitarul scapă de cartonaj roșu. Intră Crăciun în locul lui Munteanu. Iată, pasă bună. Iată pe Crăciun la prima atingere de balon. Apără David, incredibilă ratare și a Vasluiului. Superb în fața lui Crăciun David. Martinez. Înapoi la Mihai Roman. Mihai Roman! Gol! Mihai Roman! 1-0, minutul 54! Vasluiul deschide scorul cu Bârlădenii. Rapid, recupera rapid Martinez mai departe la Purice, întoarci. De ce nu șutezi? Intră joc în locul lui Jitaru. Nu riscăm să luăm un galben. Mește Roman balonul. Haideți să-l vedem pe Roman din nou în acțiune. Mihai Roman, centrarea lui Roman, lovitura de cap. S-a încercat un contrapie acolo, Bușilă ține de minge, joc, Purice, apără David. Hai să vedem, Roman, o centrare înaltă, Panait, David, senzațional! Foarte convingător, se repliază, e fault, minutul 76, vedem un cartonaș galben și jucătorul Bârladului. Panait, descoperit! Intervine Codreanu! Avem portar mai bun ca Ducadam. Merge sloganul ăsta pentru Bușilă. Nu e offside, dar nu prea are cu cine Bușilă, de unul singur. Bușilă. E Roman acolo! E Roman din prima! Ho-ho! Ce încearcă Roman! Putea să facă și preluare! Până la Crăciun, Martinez, fentă de șuta lui Martinez, încearcă un exterior, acolo nu reușește. Hoban, cu capul, Martinez din nou, se întoarce Martinez, Roman, nu-i. Ultima fază a partidei, rămânem în pressing, s-a terminat, victorie importantă, 3 puncte, bune. Un meci greu, dar până la urmă se termină cu o victorie. Niște concluzii legate de partidă. Da, mulțumim de jocul echipei. Din nou câștigăm fără să primim gol. Zic eu că am controlat destul de mult partida. Din nou probleme la finalizare, dar până la urmă totul a ieșit cu bine. Am obținut cele 3 puncte. Eu încerc să lucrez cu băieții la antrenamente foarte mult pe partea asta de finalizare, dar cred că ușor ne vom descurca din ce în ce mai bine. Până la urmă, o victorie în deplasare, o echipă destul de periculoasă, echipa de pe poziția a treia. Băieții și-au făcut treaba și să ferici de cele 3 puncte. Vă poate opri cineva din drumul spre promovare? Ei, mai sunt multe meciuri până la finalul sezonului. Noi le luăm pe fiecare în parte. Până acum, zic eu că o face destul de bine. N-am avut, într-adevăr, cel mai fericit debut. Am luat bătaie destul de rău acasă, dar după lucrurile și-au revenit, sunt mulțumit de transferurile făcute. Avem 2 băieți noi care chiar fac diferența. Asta se vede pe teren, reușește să marcheze, Hoban foarte bine pe faza defensivă. Într-adevăr, Munteanu, Crăciun trebuie să mai lucreze puțin, dar nu e asta o problemă, pentru că băieții lucrează la antrenamente, dau tot ce au mai bun și cu siguranță se va vedea asta și pe teren în viitor. Mulțumesc mult! Așa arată clasamentul, Vaslui pe prima poziție, Gârcem pe 2. 5 puncte avem avans, Bârladu rămâne pe 3 și totuși ne-am distanțat la 9 puncte de locul 3, ceea ce e bine pentru noi. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare, rămâne de văzut cum vom evolua, jucăm acum cu Sporting Banca, echipa de pe locul 11. Haideți să vedem
dacă găsim Liga 3, ar fi frumos să putem, dar Liga 3 o vedem acum. Bacău pe prima poziție, Aerostar pe 2, Brăila pe 3, Rădăuz pe 4, Dărăbani pe 5, Focșan pe 6, Suceava, Ceahlău, Piatra Neamț, se luptă acolo, se luptă, nu e diferență mare. Iar la retrogradare, Viitorul Ianca și Unirea Braniștea, cam așa arată și Liga 2, curios. FC Argeș prima poziție, Brașov pe 2, Mina Urbaia Mare pe 3, Chiajna pe 4, la retrogradare, în schimb, Viitorul Pandurii și Poli Timișoara, în Superligă. CFR pe prima poziție, 51 de puncte, pe 2, Craiova pe 3, FCSB pe 4, Faru, dar se despărțit de un singur punct cele 4 echipe, Rapid 5, Voluntar 6, la retrogradare, Petrolul și Oțelul Galați. Da, prieteni, aici ne oprim cu episodul pentru a continua mâine un nou episod. Apasă acolo butonul de like. Haideți să facem cât mai multe. Mulțumesc mult de susținere. Eu am fost Breaker. Pentru cei care sunt din Constanța, ne vedem vineri și sâmbătă. Ne vedem pe plaja din Mamaia de la Iachi, unde are loc, unde au loc niște preselecții de fotbal pe plajă. Vă așteptăm acolo, dar trebuie să ai peste 18 ani. Eu am fost Breaker. Până data viitoare. Toate cele bune. Pe curând.